Mai multe cadre didactice din Raionul Drochi au participat la o întrunire cu ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre succesele, dar și problemele din domeniile respective. Prezenți la eveniment, oamenii au avut posibilitatea de a adresa întrebări ministrului, după care au primit răspunsuri corespunzătoare. Avem o mare problemă. Toată Republica, nu numai noi. Nu avem un regulament, nu avem nimic care este ceva, un act, ceva legat de școli sportive. Este numai din învățământul general, nomenclatorul tot în învățământul general, noi nu avem nimic. Din 2006 nu este nimic. Tare, vă mulțumesc pentru. Se elaborează două regulamente, a școlilor sportive și a federațiilor sportive. Această vizită este una binevenită și ar trebui să aibă loc cât mai des, afirmă participanții. Foarte binevenită. Se putea și mai înainte să vină, sunt multe probleme care doamna le-a ridicat și a început să le rezolve și sunt îmbucurătoare pentru noi pedagogi, mai ales pentru cei din instituțiile timpurii, fiindcă sunt schimbări în nomenclator, în hârtiile care multe le scriem și nu atragem atenție copiilor. Trebuia mai mult la copii decât la toate astea și a venit la momentul potrivit, cu lucruri potrivite. Oficialul a menționat că în scurt timp va avea loc următoarea tranșă într-o majorare a salariilor cadrelor didactice. Totodată s-a discutat despre reîntoarcerea uniformei școlare. Am avut un dialog extrem de constructiv cu pedagogii din Raionul Drochi pentru ca să discutăm despre situația la moment în domeniul educației și în mare parte despre noile inițiative lansate în învățământ, care țin de debirocratizarea muncii pedagogului, de analiza optimizării procesului de optimizare a școlilor din Republica Moldova, despre reforma curriculară și despre noul mod de formare continuă a pedagogilor și de alte probleme, cum de exemplu nou discutata problemă a reintroducerii uniformelor în instituțiile școlare. Evenimentul a avut loc în incinta liceului teoretic Bogdan Petrice cu HD-ul. Timp de 2 ore, ministrul împreună cu cadrele didactice din raion au discutat problemele existente în domeniile respective și totodată au venit cu unele soluții.